Cine a fost norocos și a avut concediu sau vacanță, a profitat de zilele libere cât a putut și cât i-a permis buzunarul. Romașcanii au preferat să evadeze mai ales la munte, fiindu-le dor de aer răcoros, umbră și peisaje deosebite. Doamna voastră în concediu, unde ați fost? La munte. Cât a stat la munte? 5 zile. Cu ce vă atrage mai tare muntele decât litoralul? Puțin mai răcoare. Doar atât? Dacă ar fi acum să vă luați al doilea concediu, ce ați alege, munte sau mare? Munte. Munte? Da, da. La apă se arată, în general, ne-am dus. Și prefer muntele. Și v-ați făcut concediu pe anul ăsta? N-am făcut, de acum mă duc. De acum. Cu siguranță munte, nu? Da, cu siguranță munte, mă duc. Și ce ar alege? Ce stațiune? Și stațiune? Slănic, Moldova. A, dar și rămâneți în zonă. Rămânem acolo, că e mai aproape și... Fidel, muntelui dintotdeauna sau doar acum? Totdeauna am mers acolo, Slănic, Moldova. Ce atuuri are muntele în defavoarea litoralului românesc? Acolo e numai aer curat, mă sunt mai bine, mai altfel, la apă e altfel, acolo e mai pericol. Și nu prea îmi place la apă. La munte ne odihnim mai bine, mai relaxat, e și lume mai puțină. Muntele. Ultimul concediu care l-ați făcut, unde a fost? La Târgău. Care sunt avantajele muntelui față de litoral, din punctul nostru de vedere? Răcoarea, aerul mai purificat, zici, nu știu, dar e bună și marea, doar nu... Am auzit de la niște domni puțin mai încolo, cu da. Marea, topless, femei, tineri... Da, o trecut soarele de anează de acum, nu mai... Muntele. De ce? Pentru că e răcoare și... Da. Și marea nu-ți place bronz? Mai mult la mare e obositor. Obositor de ce? Stai toată ziua pe șezlong. Stai toată ziua, dar e obositor. Soarele, în general, te obosește. Ok, păi și muntele, urci muntele cu rucsacul în spate, sunt obositor? A, acolo e fain. Deci oboseala de lene nu e bună, dar oboseala de efort puternic, asta e bună. Efortul, da. Dacă ar fi acum să-ți iei un concediu sau o vacanță. Concediu sau vacanță? Concediu. Okay. Unde ai preferat să mergi? La munte. Ce zonă? Partea Piatra Neamț, Ceahlău. Sigur, și marea are fanii ei, iar numărul lor poate ar fi mai mare, dacă litoralul românesc ar arăta mai bine și vacanțele ar fi mai ieftine. Mare. Și dacă ar fi acum să alegeți din nou un concediu, unde v-ați orientat? Normal, munte, dacă ar fi încă unul. Deci cum încercați să echilibrați balanța? Puțin, da. Care sunt avantajele muntelui, nu știu, față de litoral sau avantajele litoralului față de munte, din punctul dumneavoastră de vedere? Avantajul litoralului, apa, marea. Al muntelui, peisajele. E frumoasă și răcoarea, dar prefer mai degrabă vara să fiu la mare decât la munte. Iarna e mai bine, schiuri la munte, na. Nu toți romașcanii au avut norocul de a pleca în vacanță. Unii s-au bucurat de concediu alături de familii. Dumneavoastră, v-ați luat concediu anul ăsta? Da. A fost un concediu activ. Și pe unde ați fost? N-am fost nicăieri, au venit rudele din străinătate. Foarte frumos așa. Dacă ar fi acum să reușiți să vă luați al doilea concediu, unde ați vrea să mergeți, la munte sau la mare? La munte. Cred că la munte. De ce munte? Pentru că e mai răcoare, cu încălzirea asta globală ne cam sufocăm. Alte aturi ale muntelui față de litoral? E, aerul mai curat, nu știu, mai multă verdeață, deși și marea are farmec cu ei. Iar cine n-a avut parte de o mică vacanță și-o dorește, oriunde, numai să vadă și ceva femei frumoase. Eu și una și altă, dar nu-ți bani. În aceeași măsură vă place și muntele și marea? Mare, ar sta numai la munte și la mare. Mai ales când mai vezi o fată, mai cu peptul golișor, mai una alta, ne uităm, rămâneam cu uitatul. A, deci să înțeleg că la dumneavoastră balanța înclină. Mai ridic, așa nu înclină, iar mai... Dacă e să tragem linie, munte sau mare? Acum la etatea asta merge mai mult muntele, când noi suntem. Da. Mai păi și cu marea și cu nuditatea parțială, cum rămâne? Ei, mergem și acolo, dacă ar fi bani, merge și acolo, dacă ar fi bani. Fiecare s-a bucurat de vacanță cum a știut mai bine și în funcție de câți bani a avut la dispoziție. De mâine, cei care vor să meargă la mare cu bani puțini au posibilitatea de a alege din ofertele lansate în cadrul programului Litoralul pentru Toți.